Jucătorii divizionarei secunde Gloria Buzău vor să continue și în play-off parcursul bun din stagiunea regulată. Primul hop al grupării din Crângă îl reprezintă Rapid Suceava, principala contracandidată la ocuparea locului 3 în ierarhia finală a ligii secunde. Mergem sâmbătă să jucăm iarăși cu această echipă, sperăm să câștigăm. Din păcate nu prea putem să recuperăm până sâmbătă niciunul din accidentați, dar până la meci cu Academica îi recuperăm. Dacă câștigăm la Suceava, avem șanse să terminăm pe locul 3. Înaintea confruntării directe, Gloria Buzău ocupă locul 4 cu 37 de puncte, în timp ce sugevenii sunt cu o treaptă mai sus și încep play-off-ul cu 40 de puncte. Tot mâine vor mai avea loc partidele FC Voluntar, CF Brăila și Academica Argeș, SC Bacău.